alocarea terenurilor într-o construcție blocurilor locative, bineînțeles că din cele aproape 800 de hectare care mai sunt rezerve în municipiul Chișinău, pe gratis pentru a menține la nivelul cuvenit acel costul apartamentelor care vor fi construite din banii cetățenilor, la direct fiind finanțate. Primele 20% la categoriile defavorizate, la cei care activează permanent în sfera socială din municipiul Chișinău, la 20% vor fi alocate din bugetul municipal. Deci prima tranșă va fi finanțată din bugetul municipal, iar următoarele achitări din contul cetățenilor care vor participa la construcția spațiului locativ va fi numai mult de 150-250 de euro lunar.